Începem. Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți acest timp cu noi, în această întâlnire deschisă. Va fi o întâlnire foarte, foarte interesantă, cu foarte multe lucruri extrem de interesante și eu vă recomand pur și simplu să lăsați informația să curgă. Da? Și să vedeți toată povestea care se va întâmpla în seara aceasta și cum să trageți concluzii. Eu mă bucur foarte mult că noi avem în țară pe domnul Sergei și pe doamna Galina. Ei sunt invitații noștri speciali care au venit din Vilnus. Ei călătoresc foarte mult, călătoresc foarte mult și au găsit timp să vină și în România. Noi acum, mai mult de jumătate de an în urmă, când ne-am cunoscut, am văzut ce fac, ne-a plăcut foarte mult și am spus atunci trebuie neapărat să facem în așa fel ca și în România să fie cunoscut aceste idei, aceste lucruri pe care ele le promovează, pe care le aduc, pentru că e vorba de lumină. Eu vreau să, doar din punct de vedere, să spun tehnic, să dau niște detalii. Am o mare rugăminte să dăm telefoanele pe silențios, dacă cineva nu a făcut încă acest lucru. Avem aici o baie, sau avem pe hol o baie, dacă va fi nevoie. Propun ca această întâlnire să fie structurată pe două părți. Să facem undeva în jurul orei 8 o pauză, da? De 10 minute. Și pe urmă să prelungim această întâlnire, pentru că la 3 ore să vă ținem pe scaunul, cred că trebuie un pic să facem de mișcare. Ok, eu voi fi traducătorul. Numele meu este Andrei Lungu. Eu sunt soțul acestei doamne minunate. Asta e calitatea mea cea mai mare. Și haideți să primim cuvântul domnului Sergei. Și deja ce o să facă el, ce o să spună el, o să vedem. Da, da. Încă ceva. Dacă vor fi întrebări, haideți să punem întrebările, să le scriem pe hârtie. Da? Și la sfârșit vom avea, sau în pauză, sau la sfârșit vom avea sesiune de întrebări ca să răspundem. Pentru că e posibil, în timpul prezentării, să fie și răspunsul, să apară și răspunsul la această întrebare. Ok? Mulțumesc! Bună seara! Приятно вновь оказаться в București. Este plăcut, are o mare plăcere să fie din nou la București. С каждым разом нам этот город нравится больше и больше. De fiecare dată, cu fiecare venire lui acest oraș îi place din ce în ce mai mult. Este acum începutul de primăvară. Și ea este din ce în ce mai evident în oraș. Se văd butoanele care se... Acele frunzulițe care încep să apară pe copaci. Sunt din ce în ce mai multe fețe frumoase pe străzi. Сразу видно, что город хорошеет с каждым днем. Se observă că orașul este din ce în ce mai frumos. Ну, мы опять здесь для того, чтобы немножко поговорить о новых технологиях. Noi suntem aici ca să vorbim despre tehnologii foarte noi. О технологиях, которые, вообще-то говоря, пока достаточно непонятные. Da, dar aceste tehnologii nu sunt înțelese de oameni. Ну и мы вот делаем очередную попытку немножко донести какие-то знания, поделиться с вами тем, чем мы занимаемся. Și scopul este ca să împărtășim acea informație, acea cunoștință pe care o avem către noastră. Хотелось бы задать один вопрос. Такой небольшой социологический опрос. Сергей propune să facem un mic sondaj aici în sală, să punem câteva întrebări. Чего вам не хватает в этой жизни? Ce vă lipsește în această viață? Ну, вообще, вот вы сюда пришли. Ați venit în față, ales să fiți aici. Значит, чего-то вам в жизни хочется. Înseamnă că ceva căutați, ceva vă doriți în viață. Потому что если вам ничего не хотелось бы, вы точно не пришли. Pentru că dacă nu aveați nevoie de nimic, cu siguranță nu veneați aici. Значит, есть какие-то вот какая-то неудовлетворенность тем, что существует у вас в вашей жизни. Înseamnă că există o nesatisfacție pe anumite planuri. în viața noastră. Noi поэтому хотели бы вот хоть как-то узнать, чего кому не хватает. Și din punctul acesta de vedere, el ar vrea să audă de la noastră ce lipsește. Ce ați dori să apară în viața noastră. Поэтому вы будете говорить что-то, чего не хватает. Atunci noastră o să spuneți, dar noi asta o să scriem pe tablă. Putem să începem? Eu sunt cu Caiolca. Mai cu curaj. Vă rog. Nu lipsește nimic, dar nu din curiozitate, să știți. Deci exact. Curiozitate. Haideți să punem ceva mai deosebit. Puterile paranormale, levitația sau orice altceva, deci nu material. Ce anume? Levitația, am spus. Levitația. Adică noastră vă lipsește levitația. Nu, am spus ceva care... Nu, noastră personal. Fericire, să zicem. Fericire, și asta. Fericire. Doi. Тут вот мужчина сказал, что curiositate. Любопытство. Пишем? Любопытство или любознательность? Dorința de a cunoaște, da? Deci asta, da. Dorința de a cunoaște ceva nou, da? Da. Знание. Deci nu este sigur. Значит, если чего-то не хватает, чего-то... Înseamnă că eu vorbim de cunoaștere. Vreau să spunem așa? Absolut. Bine, mai departe. Autocunoașterea ar fi tot aici. Autocunoaștere. Знание себя. Ну, это тоже знание. Да, скажем, внешнее знание внутри. Да, это cunoaștere exterioară și interioară. Putem să o punem tot aici. Poate bani are nevoie de cineva de bani. Trebuie și eu așa. Abundență. Abundență, da? Abundență. Благо, ну, как бы, да, абунденция. Cineva poate vrea sănătate. E loc de mai bine, poate. Nu știu, eu întreb. Întrebați acum ce vrem în general sau de ce am venit aici? Da, de ce ați venit? De ce ați venit? Există niște dorințe, că dacă... Erați cu totul satisfăcut, nu mai veneați aici, poate erați în oameni. Mă cadrez la voi. Ok, cunoaștere. Mai punem ceva? Nu, sănătatea. Sănătatea? Zdravie? Sănătatea. Armonie. Armonie. Garmonie. Da? Armonie interioară, exterioară. Poftim? Armonie interioară, că pe aia exterioară interioară, dacă există interioară, să și exterior. Ok. Mai? Poate vrea cineva să se însoare sau să măriți. Putem să ne faci cu cunoștință. Cine știe? Lumesc. Ne oprim aici? Nu, oprim asta. Давайте. Да. Bine. Начнем с этого. Ну, давайте с первого начнем. Значит, сейчас мы сделаем приму. Это счастье. А что это такое? Ce este fericire? У кого есть мнения какие? Are cineva o părere? Ce înseamnă fericire? Ну, чтобы знать чего-то, бывает, как-то надо определить, чего нам надо. Zice că dacă noi cumva totuși ne dorim, trebuie cumva să determinăm ce înseamnă asta, ce ne dorim, fericire. Din punctul meu de vedere, e o emoție, un sentiment. Asta este fericire. По-unghărești, ta emoție, ta чувство. Care se împlinește având toate celelalte și încă ceva pe deasupra. Женщина добавляет, которая будет, когда вот эти все остальные тоже будут. Ну, если мы говорим о научном подходе, надо... Este o stare de a fi, este o armonie totală între tine și tot ce există în jur. Este o stare. Это состояние. Счастье — это состояние. Это большое состояние, когда оно маленькое. Ну ладно, только, может быть, игра слов трудно перевести. Ладно, давайте начнем какую-нибудь классификацию сделаем тогда хотя бы. Почему классификари despre fericire, de exemplu? Ну вот, допустим, у нас есть какая-то шкала счастья. De exemplu, avem o gradație despre fericire. Вот это 0. Acolo e 0. Это вот сюда вот у нас счастье, да? Да, deci acolo este fericirea. А сюда у нас тогда будет с минусом. Și acolo să cumva va fi nefericire, adică fericire cu minus. А это в минус, как она будет? Не приставка. Не счастье, да? Ну, если счастье — это состояние, да, как величина есть у старе, то оно чем определяется? Только вот точкой на вот этой вот, где мы находимся. Atunci, ea cu ce este determinată? Cu punctul în care noi suntem acum? Или это у нас есть как изменение? Да? Вот это вот, если мы сюда сдвинулись, это счастье. Не помню, ну, когда вот как изменение, вот, или значение вот это как абсолютная величина, или приращение, как да, одно минус другое. Спунем, конечно, просто пункту aceasta și suntem fericiți. Назначим его F. F1 у нас. F1, да? F1, да? А тут, да, тут F2. Și un pic te-am deplasat și este F2. Și acolo este deja o creștere. Există, da, o creștere. Что для нас важно? Изменение или состояние? Чисто а часто schimbare sau stare, pur și simplu stare. Может быть, я не понял вопроса, неправильное предложение. Ну, то есть нам важно двигаться по шкале или стоять на этом месте. Pentru noi ce este important? Să ne mișcăm pe această coordonată sau să stăm pe loc? Двигаться. То есть изменение. Ну, то есть, значит, не состояние, а изменение состояний. Ну и кер старя, да, есть и скимбаря не старя. Хорошо. Ну вот с этим определением на самом деле очень сложно дать, что такое счастье. Сейчас все присутствующие мнение, что это сложно. Да, deci cu această definiție este destul de complicat să dăm o definiție ce înseamnă fericire. Da? Și toată lumea este de acord că e un pic complicat din punctul ăsta de vedere. Наверное, проще разобраться сначала, что такое несчастье. Cred că ar fi mai simplu să definim ce înseamnă nefericire. Вот если что-то плохое с человеком случилось, это несчастье, наверное? Сломал ногу, например. Dacă cu omul s-a întâmplat ceva, vreun accident, de exemplu, a fracturat un picior. Asta este nefericire. Este slamat zvietării. Dar dacă a rupt două picioare, asta este și mai multă nefericire. Iarăși totul este foarte relativ. De exemplu, o femeie spune la altă femeie. Ce fericită ești tu? У тебя замечательный муж. У тебя замечательных трое детишек. А вот у меня всего этого нет, и я поэтому несчастлив. Та думает про нее, какая ты счастливая. Да, если gândește despre altă femeie, despre aceeași femeie, altă, da? Ce fericită ești tu? Живешь как хочешь. Хочешь, поехала туда. Трейшкум, брей, брей с имеджинколом. А я тут с утра до вечера на кухне. Да я деревняца понося рассыпал бухгалтерии. Детишкам туда-сюда, одно, другое, третье, потом мужу. Шепелку, щепу, социум, полтатруля. И так каждый день. Шашафи и карези. То есть получается, что нет у нас на самом деле четкого определения, что такое счастье. De fapt, iarăși, nu este o definiție exactă ce înseamnă fericire. Вот если бы человеком случилось какое-то несчастье, да? То есть, если бы он что-то сделал, и поэтому несчастье случилось. Скорее всего, так бывает. Вот бывает так, что человек что-то сделал, какую-то ошибку, поэтому с ним случилось несчастье. Da, poate fi de exemplu că omul a făcut o greșeală, și cu el, din cauza acestei greșeli, s-a întâmplat nefericire. Da? Ну вот, например, попал в аварию. De exemplu, a nimerit în accident. Вот если бы он вышел немножко раньше или немножко позже из дома, он в аварию не попал. Dacă el, de exemplu, ar ieșea de acasă mai devreme sau mai târziu, poate că el nu se întâmplă acel accident. Или подскользнулся там, упал и ушибся. Sau s-a unicat și tot s-a unicat. Если бы он прошел немножко другим путем, он бы не подскользнулся. Dacă, de exemplu, mergea cumva altfel, da? Pe o colea, poate nu se întâmplă acest lucru. Получается, что несчастье – это когда человек совершает какие-то ошибки. Este că nefericirea este că atunci când omul face niște greșeli. То есть, если бы у него было знание, что вот так вот не надо делать, он бы так не сделал, и у него бы несчастье не случилось. Dacă el, de exemplu, avea cunoaștere că așa nu trebuie de făcut, el atunci nu făcea în felul acesta. Și nu se întâmpla accidentul. Ну, или, например, если бы он знал, как попасть вот из этой точки в другую, преувеличить счастье, он бы сделал какие-то действия, и у него бы счастье стало больше. Sau dacă el știa cum el din punctul F1 să ajungă în punctul F2, da? Exact ce să fac, el atunci făcea aceste acțiuni și el atunci avea o creștere și o schimbare din punct de vedere a fericirii. Da? Deci era mai fericit. Получается, на самом деле, что у человека не хватает знаний. De fapt, как быть счастливым. Da, de fapt, reiese că omul nu are informații sau cunoaștere cum să fie mai fericit. Deci, este pe el был вот второй пункт знание. Dacă el avea al doilea punct, cunoaștere. Dacă он бы не попадал в неприятные ситуации. Atunci el nu ajungea în poate situații neplăcute. Он бы чувствовал, куда ему двигаться, куда ему надо идти. El simțea în care direcție el trebuie să se miște, în care direcție se meargă. Чтобы количество счастья стало в его жизни больше. Ca cantitatea de fericire să fie și mai mult în viața lui. Что надо делать тогда, чтобы его здоровье не ухудшалось, а улучшалось. Ce trebuie să faci atunci ca sănătatea să fie mai sănătos decât să pierzi sănătatea. Ну и таким образом мы приходим опять же к понятию какому? На самом деле информация. În acest fel, noi iarăși ajungem la faptul că e vorba despre informație. То есть, если бы у человека была информация в достаточном количестве, у него было бы и здоровье, и знания, и все остальные. Dacă omul avea informație destulă, da, el atunci avea și sănătate, și abundență, și cunoaștere, și asta ducea și fericire, și armonie, și toate. Ну, ведь мы говорим, что абсолютного значения счастья нет. Всегда есть что-то, что будет лучше, чем то, что было. Мы spunem că niciodată nu există o definiție concretă a fericirii. Tot timpul există loc de mai bine, poate fi și mai bine. Поэтому на самом деле определяется счастье человека тем, как он может реализовать сам себя. Și atunci, fericirea este, de fapt, ceea ce omul, cum omul poate să se realizeze pe el. Da? Adică realizarea a fi, cum ar fi. Da? Adică să te realizezi, să te manifeste. Это на самом деле получается, что вот если есть в человеке какие-то качества, которые у него есть. Și înseamnă că dacă în om există niște calități pe care el le are, și el poate să le manifeste aceste calități, то тогда у него есть движение вот к повышению уровня счастья. Atunci el are o mișcare, adică mișcarea lui este spre a crește nivelul de fericire. А если есть какие-то ограничения, которые не дают ему проявить самого себя? Dar dacă sunt niște limite care nu lasă pe el, nu limite, ограничения, bariere, da, care nu lasă pe el să-și manifeste aceste calități. Чем они определяются, эти ограничения могут определяться? Что не дает человеку себя реализовывать? Da, cum putem să le cunoaștem aceste bariere, care nu ne lasă pe noi să mergem mai departe? Ну, та среда, в которой он находится. E vorba de mediul în care noi suntem. И возможности связи с этой средой. Și legăturile cu acest mediu din jurul nostru. Поэтому мы поговорим сегодня о том, как вот увеличивать уровень счастья. Și astăzi noi vom vorbi despre cum noi putem să creștem acest nivel de fericire în viața noastră. Но не как, в общем-то, какие-то рецепты счастья будем выдавать. Dar nu vom da niște rețete a fericirii. А будем говорить о неких инструментах, которые можно применять для того, чтобы жизнь становилась лучше. Vom vorbi despre niște unelte sau instrumente pe care noi le putem folosi ca viața noastră să o îmbunătățim, da? Să facem aceste schimbări spre mai bine. Потому что есть у человека такое качество, как свет. Este la om această calitate de lumină. Но этот свет на самом деле есть у всего живого. De fapt, această lumină există la tot ce înseamnă viu. Все живое светится. Сейчас я это запишу. Ну и даже в каких-то случаях и не живое. Tot ce este viu are luminescență, are lumină. Această lumină noi putem să o numim lumină vie. De ce este nevoie de această lumină? Savanții care au studiat această lumină vie, они пришли к выводу, что этот свет обеспечивает связь человека с окружающим миром. Ei și-au dat seama că, de fapt, această lumină ne oferă nouă legătura cu tot ce este în jurul nostru, cu lumea din jurul nostru. Через этот свет мы получаем информацию из окружающего мира. Prin această lumină noi primim informații din lume, da, din mediul. Și transmitem despre noi informații, iarăși cu ajutorul acestei lumini. Это такая двусторонняя дорога световая. Asta este așa un drum bilateral, adică noi trimitem și noi primim. Фактически это, если взять все живое на Земле, то это есть такая единая сеть BioInternet. Și efectiv, dacă luăm tot ce este viu pe această planetă, este o rețea biologică, o rețea bio-conectată, da? Deci putem să o numim BioInternet. Вот вопрос, как мы пользуемся этим биоинтернетом, насколько эффективно. Întrebarea este, de fapt, cum noi ne folosim de acest biointernet, cât de eficient noi îl folosim în viața noastră. Вообще-то мы пользуемся на уровне подсознания. De fapt, noi o folosim, dar o folosim doar la nivel, în mare parte, la nivel de inconștient. У нас наши клетки обмениваются друг с другом с помощью света информации. De exemplu, celulele noastre, ele schimbă informație, fac schimb informațional prin lumină. Органы друг с другом. Organele lor comunică prin lumină. Благодаря вот этому наличию этого биоинтернета организм работает как одно целое. Și datorită faptului existenței acestui biointernet, organismul lucrează ca unitate, da? Ведь мы даже не задумываемся, как там наша печенка, что кому там рассказывает в организме. Noi, de fapt, nici nu înțelegem și nu conștientizăm ce ficatul nostru povestește organismul nostru despre el. Все как-то само работает и хорошо. Totul cumva funcționează și e bine. Вот когда нам где-то что-то не так работает, это начинается, человек начинает уже обращать на это внимание. Când ceva nu funcționează bine, deja noi atunci atragem atenția la acel organ sau la acel sistem. Undeva ceva a început să doară sau s-a îmbolnăvit. Ceva nu e bine. Поэтому, когда мы ничего не чувствуем, это хорошо. Și atunci când noi nu simțim nimic, asta e bine. А когда чувствуем, это уже как-то не очень хорошо. Și când simțim, deja nu prea este bine. Но в силу того, что этот свет постоянно работает у нас, din cauza că această lumină tot timpul funcționează, adică există, на этот свет влияют какие-то вот еще и факторы. Asupra acestei lumini influențează niște factori. Этот свет можно измерить с помощью такой аппаратуры. Această lumină se poate, de exemplu, măsura cu astfel de aparatură pe care v-am prezentat. Я такой эксперимент с собой делаю. Да, это не проблема. Вот мы занимаемся как раз развитием технологий, связанных с этим биоинтернетом. Și noi ne ocupăm cu dezvoltarea tehnologiilor legate de această lumină. Ну, вот немножко коснемся сейчас этих технологий, но больше будем о них рассказывать на нашем семинаре. Noi un pic astăzi vom atinge aceste tehnologii, dar în mare parte noi vom vorbi despre aceste tehnologii la seminarele de biointernet. La aceste seminare. Seminarul va începe mâine seara, la orele 6, la orele 18 și va dura încă 2 zile. Deci vineri, sâmbătă și duminică. Mai sunt încă loc. Vorbim despre asta mai târziu. Noi vom explica cum noi putem într-un mod conștient să folosim biointernetul în viața noastră. И продемонстрируем, как можно использовать те инструменты для усиления вот этого взаимодействия с биоинтернетом. Și vom demonstra, vom testa acele unelte cu ajutorul cărora noi putem să folosim biointernetul și mai puternic în viața noastră, să-l utilizăm. Значит, если мы возьмем человека и его систему связи, то человек, он такая диссипативная система. То есть через него проходят какие-то потоки все время. Это потоки вещества. Как вещество проходит очень просто. Взяли, например, вещество. Да, то есть субстанция тречи факты симпл. Ввели в себя, но через некоторое время выйдет. Шипёрно представляем темп и обайщик. Энергия. Энергия. Проходит, да? Тепло. Ну, вроде бы мы как вообще считаем, что с едой энергию в себя. Мы в малой партии консидерам, что, de fapt, энергия винит при мâncare. Ну, вот есть исследования, когда считают энергетический баланс человека. Sunt studii atunci când s-a calculat balanța energetică al omului. Și calculează câte calorii a băgat în el. Și cât el a cheltuit pentru el, pentru viața lui. Și atunci se vede că, de fapt, nu se pupă această balanță. Cheltuim noi mult mai multă energie decât primim cu mâncarea. Și atunci există și altele surse de energie pe care organismul le folosește. Oamenii în mod diferit folosesc aceste surse de energie. Есть такие люди, которые говорят, что они вообще ничего не едят и не пьют, и нормально живут. Sunt oameni care, de exemplu, deloc nu mănâncă și nu beau apă și normal se simt și trăiesc. И вот знаешь, что есть люди, которые, например, говорят, они очень мало едят, но тем не менее у них масса все больше и больше. Și sunt oameni, de exemplu, care spun că ei foarte puțin mănâncă, dar masa lor crește. То есть там не все так просто в нашем энергетическом балансе. Ну, если это действительно баланс у нас энергетика. Но еще есть один поток, который является информацией. Маэстринг, флукс, корейская информация. Вот информация, мы вроде бы думаем часто, что она нам идет через наши органы чувств. Информация, но и кредим, что я мерже при органе, при симцуле настрой. Но на самом деле это только часть информации, которая к нам поступает. De fapt, asta este o parte mică de informație pe care noi o primim. Причем меньшая часть. Da, o parte de fapt mai mică. Самая большая, большая часть информации, правда? Cea mai mare parte de informație поступает через вот эту световую систему связи. Vine anume prin acest sistem de lumină. Prin sistemul acesta de legături de lumină. Но вот взаимодействие наше с миром влияет еще внешняя среда. Да, la interacțiunea noastră cu mediul din jurul nostru este influențat și diversi factori. Это тоже различные потоки вещества, энергии и информации. Iarăși, vorbim aici de substanță, de energie și de informație cu care noi interacționăm. И в этих потоках мы можем двигаться так, чтобы получать энергию из этого, из внешних потоков, а можем терять эту энергию. Și în acești curenți noi putem să asimilăm energie, da? Sau să putem să pierdem energie. Эти потоки могут нам помогать в нашей жизнедеятельности, а могут нас разрушать. Aceste curenți sau fluxuri ne pot ajuta sau ne pot invers împiedica. Ну и вот система связи с внешним миром, она обеспечивает адаптацию человека к внешним условиям. Системul acesta de legături, el ne oferă nouă o adaptare, da, la interacțiunea, la legătura cu lumea din jurul nostru. Потому что вся информация, вещество и энергия, они еще имеют структуру. Toate aceste fluxuri de substanță, energie și informație, ele mai au și o structură. Ну, структура это как некий порядок. Структура este ca o anumită ordine, o ordonare anumită a acestor substanțe și așa mai departe. Действие потоков внешних может нам упорядочивать нашу структуру, а может ее разупорядочивать. Și atunci acești curenți, aceste fluxuri ne pot ordona structura noastră.